În anul 2018, contribuabile persoane fizice și juridice s-au prezentat în mare parte la ghișeile Direcției de Impozite și Taxe Locale în vederea achitării obligațiilor fiscale datorate bugetului local pentru anul 2018, tocmai în vederea beneficierii de această bonificație în speță 5% pentru persoane juridice și 10% pentru persoane fizice. Astfel, până în prezent, au fost emise un număr de 59.168 de documente de plată. Având în vedere faptul că data de 31 martie 2018 a fost într-o zi nelucrătoare, termenul de acordare a bonificației a fost prorogat până pe data de 2 aprilie 2018. Contribuabilii severineni s-au înghesuit la sediul Direcției de Taxe și Impozite în ultima zi în care au putut beneficia de bonificația venită de la stat. Ce taxe ați venit să plătiți aici? Impozitul. Pe clădiri și pentru mașini. Și ați venit să beneficiați de bonificație, având în vedere că e ultima zi în care puteți beneficia de ea? Da. Se simte? Cred că da. Nu știu, n-am făcut comparație între anul trecut și anul ăsta. Anul trecut nu ați prins bonificația? Nu, am plătit mai târziu. Impozitul l-am plătit. Pe casă? Pe casă, pe tot, pe apartament. Dumneavoastră ați beneficiat de bonificația de 10%? Da. Se simte la... Se simte, sigur că da. Ați beneficiat de bonificația de 10%? Da, că mi-am plătit la începutul lunii. Se simte la plata totală? Puțin, foarte puțin. Până astăzi, inclusiv, persoanele fizice au primit reducere de 10%, iar persoanele juridice de la 5%. Pentru a evita coada de la ghișee, severinenii își pot plăti dările către stat și online.